Salutare, bun găsit, bine ați venit la o nouă rețetă, eu sunt Ionica. Pentru astăzi o să pregătim prăjitură cu dovleac și pentru această rețetă avem nevoie de următoarele ingrediente. Eu aici am 2 kg de dovleac care urmează să-l răzui. Pentru foi avem nevoie de 400 ml de apă, 200 ml de ulei. Aici am jumătate de kilogram de făină, o lingură de iaurt, jumătate de linguriță de bicarbonat, o linguriță de sare și așadar, dragilor, prima dată ne apucăm de foi. Ne apucăm de foi. 200 ml de ulei, 400 ml de apă, 1 linguriță de sare, jumate de linguriță de bicarbonat, o lingură de iaurt, o linguriță de oțet, 5 ml. Amestecăm și aici am 500 de grame de făină. Dacă o să mai fie nevoie de făină, o să mai punem. Și acum, da, mai avem nevoie de făină la măsurile pe care le-am pus eu. Am mai cântărit 100 de grame de făină. Am să bag mâna. Nu facem foile nici prea tari, nici prea moi. În cazul meu intră toată făina, 600 de grame de făină. Suficient. Acum le frământăm bine. Răsturnăm foile pe blatul de lucru. M-am folosit de un pic de făină. Și îl frământ. Deci trebuie să fie un aluat mai moale, nu tare. Uitați așa. Aluatul e gata, îl împachetez și am să-l împart în 3 părți egale. Eu am să-l cântăresc ca să fiu sigură că am 3 părți egale. Am împărțit aluatul în 3, eu am avut 1,2 kg și vine câte 400 de grame împărțit la 3. Acum le fac mingiuțe, care m-am folosit de făină și acum le las la odihnă atât timp cât eu fac, cât răzuiesc dovleacul. Cât timp se odihnesc foile, eu am aici o răzătoare electrică, dacă nu aveți pe asta, dați pe răzătoarea normală. Eu o să curăț mai rapid dovleacul.
dovleacul l-am răzuit foarte repede cu răzătoarea electrică și eu aici am 250 de grame de zahăr care pun peste. Zahăr puneți după gust. Eu nu pun scorțișoară, ca să pun scorțișoară deasupra când pudrez prăjitura. Și acum într-o creață încăpătoare mă duc și îl călesc. Am pus dovleacul într-o cratiță încăpătoare, l-am pus la călit, amestec continuu. Dovleacul s-a călit, acum opresc focul și îl las la răcit. Punem și două plicuri de zahăr vanilat. Amestec bine. Am răsturnat dovleacul într-o tavă să răcurească mai repede, așa arată de dulce. Este suficient pentru mine. Așadar, dragilor, s-a răcit și dovleacul. L-am împărțit în două părți. Am câte un kilogram și 100 în fiecare bol. Aici am tava care am tapetat-o cu unt și eu am pus griș, că n-am avut pezmet, dar e bine și așa. Și acum ne apucăm de foi. Presărăm blatul cu un pic de făină. Foile sunt foarte elastice. Și acum o să întindem. Întindem cât tava. Am întins foaia și acum o folosesc de sucitor. Și o întind aici. Am întins prima foaie, i-am făcut un pic de bordură aici. Cum bine vedeți. Acum vin cu dovleacul. Acum îl întind uniform peste tot. Am terminat de întins, l-am întins tot uniform, l-am presat ușor. Acum îl dau deoparte și întind a doua foaie. Ne folosim de un pic de făină, la fel întindem. Așadar, acum o iau pe sucitor, folosiți-vă de făină să nu se lipească. Și acum am să o lipesc aici pe margine, uitați, așa îi fac. Cuptorul l-am pus la prea încălzit. La cuptorul meu am să o coc la 150 de grade, că așa coace cuptorul meu. Voi reglați-vă cuptoarele cum știți că vă funcționează, că vă coc. Și acum o bag la cuptor 10 minute, 10 minute până ce prinde o formă aurie.
De ce bag la cuptor? Pentru că nu vreau ca să rămână coca necoaptă. Să fie o prăjitură crocantă, ușor crocantă, ușor fragedă. Cu mâna apăsăm puțin, ușor. Și apoi o bag la cuptor, la cuptorul prea încălzit. 10 minute. Am lăsat 12 minute până și-a făcut culoarea care o vedeți. Acum vine arcul. Și ce am uitat, și ce am uitat, da? Acum vreau să o dau cu unt. Foaia. Dați-o cu unt întâi, nu vă grăbiți ca mine. Uitați, facem așa. Am dat și cu unt. Așadar. Îl punem pe tot. Acum punem dovleacul. Tot la fel îl întindem uniform. Apăsând ușor. Trebuie să mă grăbesc. Continuăm așa. Am terminat de întins tot dovleacul. L-am întins uniform. Acum îl dăm deoparte. Venim cu a treia foaie. Ne folosim tot la fel un pic de făină. Și o punem deasupra. Așadar, să ne facem și loc. Pentru că tava e fierbinte. Uitați așa. Și acum întind. Uitați, încep așa. Tot la fel, marginele o să le bag aici. Să le lipesc. Apăsăm ușor și la cuptor. O ținem 20-25 de minute până ce se rumenește și foaia deasupra bine. Acum o să ung cu un pic de unt. De data asta am făcut bucățele mici de unt și am pus peste tot. Uitați așa. Și acum la cuptor. Eu v-am spus că o să o coc la 150 de grade. Așa coace cuptorul meu. Ok, la cuptor. Prăjitura noastră este gata. Am scos-o din cuptor și acum îi pun un prosop și o lăsăm să răcească. Pudrăm prăjitura. Am aici zahăr și scurțișoară. Dacă doriți, puteți să dați doar cu zahăr. Dacă nu, puteți să puneți și un pic de scurțișoară în zahăr. Eu am să pun și un pic de scorțișoară, nu mult. Și acum am să pudrez prăjitura. Puneți după gust scorțișoară. Vă place? Puneți mai mult sau mai puțin? Suficient. Și acum o porționăm.
am să tai capetele. Foaia este fragedă. Și continuăm așa. Asta e prăjitura. Acum o tăiem și așa. Prima dată îmi trasez. Așa, da. Și continui așa să o tai, să o porționez. Să-mi iasă frumos aici. Scoatem și prăjitura. Ia uitați cum arată. Așadar, dragilor, a ieșit super delicioasă. Așa arată prăjitura. Așadar, dragilor, aceasta a fost rețeta de prăjitură cu dovleac. Eu vă mulțumesc pentru că mă urmăriți, vă mulțumesc pentru distribuiri. Veniți cu un comentariu și îmi spuneți dacă v-a plăcut rețeta. Veniți cu un comentariu și spuneți-mi de unde mă urmăriți. Spuneți-mi dacă vă plac rețetele mele. Eu vă mulțumesc, la revedere, până la următoarea rețetă. Bye, bye!